Despre fumat se știe în primul rând că provoacă boli grave, precum cataracta ori cancerul de plămâni, că afectează viața sexuală fiind o cauză majoră a apariției disfuncțiilor erectile și a pierderii sarcinii. Vom constata destul de repede că pierea își pierde strălucirea, pentru că fumul de țigară face concurență razelor solare, atunci când vine vorba despre accelerarea ritmului de îmbătrânire a pielii. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici de la King College University, fumatul în combinație cu expunerea la razele ultraviolete este de două ori mai periculos pentru sănătate. Din cauza substanțelor toxice, fluxul de sânge se diminuează și celulele nu mai sunt suficient oxigenate. Pielea suferă de lipsă de oxigen și substanțe nutritive și astfel începe procesul de îmbătrânire. Aceste prime semne pot fi însoțite de pete rezistente la tratament și chiar acnee. Colagenul și elastina din piele au de suferit din cauza acțiunii celor peste 4.000 de substanțe chimice care se găsesc în fumul de țigară. Așa se explică pierderea tonusului și apariția aspectului de piele lăsată, nu doar la nivelul feței, ci și la nivelul sânilor și brațelor. Pielea lăsată este foarte vizibilă, mai ales la nivelul ochilor. Apar cearcăne și inițial o mulțime de riduri fine, iar pe măsură ce persistăm în acest viciu, pielea are și mai tare de suferit. Ne putem aștepta la riduri adânci în șanțul nazolabial și la riduri verticale în jurul gurii din cauza mișcărilor repetate, concomitent cu distrugerea elastinei. În câțiva ani, degetele și unghiile încep să se îngălbenească, la fel și dinții care se pătează, relatează adevărul.ro.